Federația Rusă nu va ataca în mod deliberat teritoriile României sau Republicii Moldova, cel puțin asta consideră consilierul biroului prezidențial de la Kiev, Mihail Podoleac. Cu toate acestea, ar exista probabilitatea unor distrugeri accidentale pe teritoriile adiacente. Totodată, Podoleac a ținut să sublinieze că, în ciuda potențialului militar al Federației Ruse, țara deține în mare parte armament învechit cu o precizie redusă. Eu cred că totul este într-un posibil pericol, pentru că Rusia nu dispune de arme de înaltă precizie care să ajungă exact în țintele pe care le alege. Din păcate pentru lume, Rusia deține armament arhaic în cantități mari, respectiv riscurile sunt pentru toți, inclusiv pentru regiunile adiacente aproape de Ucraina. Eu înțeleg că Rusia nu va ataca intenționat teritoriile României și Republicii Moldova, însă probabilitatea unor distrugeri accidentale pe teritorii adiacente evident că există, a declarat Podoleac în cadrul unui interviu pentru Hot News. Podoleac a mai subliniat că în trecut Rusia a fost văzută ca având dreptul de a încălca normele dreptului internațional, iar acest lucru a afectat în special țările din fosta Uniune Sovietică. El a menționat că aceste țări au fost percepute ca având o suveranitate limitată, în timp ce Federația Rusă a fost considerată ca având un rol dominant în regiune, în calitate de moștenitoare a Uniunii Sovietice. Din păcate, pentru mulți reprezentanți ai elitelor din țările partenere ale Ucrainei, Rusia în continuare rămâne o țară mare, cu un potențial mare, cu un potențial mare de corupție, să nu uităm că tangențial asta totuși influențează deciziile. Mult timp Federația Rusă a fost văzută ca o țară care ar avea dreptul să încalce dreptul internațional, dacă e să vorbim despre țările din fosta Uniune Sovietică, precum Ucraina, Moldova, Georgia, Kazahstan și altele. Mult timp s-a considerat că aceste țări nu au suveranitatea lor pe deplin, adică doar Rusia ar avea această suveranitate fiind moștenitoarea URSS, iar din acest motiv Federația Rusă ar avea dreptul să facă tot ce vrea în această regiune. Cu toate acestea, Podoleac a remarcat că această percepție se schimbă treptat. Aceste lucruri se schimbă lent, dacă această țară va fi lăsată la fel, ea va comite fără de legi în dimensiuni și mai mari.